Dragilor, sunt gazda dumneavoastră Sorin Lucaci și bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald Sănătate și imunitate. Astăzi vorbim despre stres și despre felul în care stresul poate să ne influențeze starea de sănătate și mai ales sistemul imunitar. Alături de noi este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut, și cum facem noi de fiecare dată, venim înaintea noastră cu o prezentare, cu o recomandare de carte. Astăzi vorbim despre cartea Stresul, 8 strategii de gestionare, de Elizabeth Ann Scott, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Gestionarea stresului nu ar trebui să fie stresantă. Stresul cronic își lasă amprenta asupra stării noastre de sănătate, asupra stării noastre fizice și emoționale, când îi simțim deja efectele. Vom vorbi și despre faptul că există un stres, l-aș numi eu, un stres necesar, da? Fără de care nu am fi decât probabil niște legume și am vegeta. Deci o doză mică de stres bine gestionată, ca și adrenalina, că și de adrenalină avem nevoie, de puțină adrenalină în viața noastră. Așadar, iată, avem nevoie și de stres. Dar ce se întâmplă atunci când stresul este ori foarte acut în urma unei situații, în urma unui context de viață, și de asemenea ce se întâmplă când stresul, la fel ca și oboseala, și fac aici această corelație între stres și oboseală, când stresul se cronicizează, la fel cum simțim oboseala, nu este o oboseală de moment, ci este o oboseală aproape nefăcând nimic, devine o oboseală cronică. Starea aceea de extenuare, de epuizare. Nu am făcut nimic, dar nu mai pot. Sunt foarte obosită sau sunt foarte obosit, și de cele mai multe ori vorbim despre o oboseală psihică și nu despre una fizică. Așadar, cum ne influențează stresul starea noastră de sănătate și sistemul imunitar? Bun găsit, Sorin, mă bucur să fim din nou împreună. M-a bucurat să citesc cartea voastră, pentru că cred că este un cumul. Adică mi-a plăcut că am regăsit în ea, într-o formă foarte condensată și foarte densă, informații din 3, 4, 5 cărți. Deci cumva este un rezumat bine închegat din mai multe arii, din mai multe zone, dar care cumva, iată că reușesc să se armonizeze și să se îmbine foarte bine într-un proiect unitar. Stresul cred că este atât de prezent în gurile noastre și în viețile noastre, îl pomenim atât de des, dăm vina pe stres, lasă-mă pace, sunt stresat sau mă stresează, ne stresează orice, ne stresează jobul, ne stresează copii, ne stresează nevasta, ne stresează soțul, ne stresează amantul, ne stresează, toată lumea ne stresează. Pandemia a fost un stres major, pandemia. Deci iată că stresul este așa quasi prezent, quasi permanent, dar până la urmă ce este stresul ăsta? Și îmi place că și autoarea îl pomenește pe părintele stresului, și anume Hans Seyli. El a fost primul care a identificat mecanismul și chiar a dat denumirea de stres și de agenți stresori. Agenții stresori sunt cei care produc de fapt stresul. Și de acolo încolo și în carte sunt descrise mai multe tipuri de stres. Aminteai și tu de stresul acut și de stresul cronic. Stresul acut care apare atunci când ne confruntăm cu o situație, acum, nu știu, s-a spart țeava, mi-am uitat cheile, nu știu pe unde. Asta este un stres care apare atunci pe loc imediat. Și un stres cronic este un stres care se instalează, evident, pe o termen lung. De exemplu, dacă mă confrunt cu o boală, nu știu, să spunem, un diagnostic sever, și sigur că va genera un stres și acut, care în timp se poate transforma în un stres cronic. Așa cum teama mea, dacă este să ne raportăm la pandemie, este ca stresul declanșat de pandemie să nu devină un stres cronic. De ce? Pentru că, iată, suntem de mai bine de un an într-o situație de stres. Deja
întrunim condițiile pentru a genera stres cronic. Așa că va fi foarte interesant să vedem în lunile următoare, când, ok, înțeleg că deja măsurile se mai relaxează, bun, foarte bine, o să vedem ce impact o să aibă asta, dar va fi interesant să vedem peste câteva luni dacă oamenii vor prezenta în continuare diverse manifestări somatice, ca, nu știu, dificultăți de somn sau dificultăți alimentare sau dificultăți mentale, emoționale și așa mai departe, ca urmare a acestui stres acut, acestui stres cronic, scuze, pentru că el s-a prelungit pe mai bine de un an de zile. Așa că va trebui să vedem. Eu sunt convins că da, pentru că aici cred da, că vorbim... Eu sunt convins că da, pentru că aici vorbim despre stresul post-traumatic. Dacă putem să, să catalogăm pandemia de un an și două luni mai exact încoace ca un soi de traumă colectivă, iată, vom vorbi pe lângă stresul resimțit de-a lungul acestui an și două luni, vom vorbi și despre un stres post-traumatic. Și ca să fac o glumă, apropo de destresare, ca să fac o glumă, știi ce ar fi culmea? Ca de pe data de 15 mai, să spunem, în momentul în care restricțiile se ridică și oamenii, înțeles, nu vor mai avea obligativitatea purtării măștilor, să vedem în continuare pe stradă oameni cu măști, pentru că săracii s-au obișnuit cu ele. Cred că, dincolo de obișnuință, vorbim tocmai de un efect al stresului, pentru că dacă, de exemplu, Doamne ferește, am pierdut pe cineva, să spunem, sau am trecut printr-o formă de boală severă, deci dacă am avut o relație dificilă cu COVID-ul, cu siguranță că îmi voi păstra vigilența și în continuare. Și atunci voi fi vigilent și deși se vor relaxa măsurile, sunt convinsă că undeva la 5, poate 10% din populație va păstra masca. Și va păstra masca a la lung, adică sunt convinsă că unii oameni vor rămâne cu mască, convinși fiind că îi protejează și că este cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ei, mai ales dacă au probleme respiratorii sau au alergii sau vine acum puful de plop, de toate pufurile. Da, da, alergiile de primăvară. Oamenii vor purta mască și în ideea de a se proteja de alergii. Și știm deja că sunt multe orașe care au un grad înalt de poluare și care, unde oamenii poartă mască, obișnuit purtau și înainte de pandemie, nu doar acum. Deci, cu siguranță vor rămâne purtători de mască ca relicve ale acestui moment. O să vedem însă și celelalte efecte ale stresului cronic în lunile următoare. Revenind însă la carte, menționai și tu că nu tot stresul este rău și nu trebuie să aruncăm acolo cu pietre asupra lui, pentru că există și o formă bună de stres, noi spunem eustres, un stres euforic, ca să țineți minte denumirea. Eustresul este stresul care apare atunci când ne bucurăm. De exemplu, ne ducem într-un parc de distracții. Te distrezi, teoretic, dar pentru corp este un stres. El va declanșa o reacție specifică unei reacții de stres, în sensul în care, ok, el trebuie să facă față unei situații care nu o întâlnește în mod obișnuit. Da? Nu în fiecare zi, nu știu, ne dăm în tot felul de amețeli și în tot felul de montanjuri și așa mai departe, care produc în corp tot felul de reacții. Deci este o reacție de stres. Stresul de a organiza o nuntă, de exemplu, este un eveniment fericit. Dar câți nu se plâng, domne, mai epuizat nunta asta, de cel mai multe ori ați văzut cum poate nașii, mirii, socrii sunt scurși în ziua nunții, pentru că sunt acolo după un efect al stresului care s-a prelungit poate câteva săptămâni bune, dacă nu câteva luni. Deci, există acest eustres care apare în momentele noastre fericite și care are un alt tip de impact asupra noastră și există acest distres care declanșează hormonii stresului, cortizol și așa mai departe, hormoni care, din păcate, au efecte nocive asupra funcționării organismului. Dar cartea prezentată astăzi prezintă 8 strategii, deci nici 2, nici 3, ci iată 8,
care cred că, așa cum spuneam și mai devreme, reunesc, rezumează destul de bine multe tehnici pe care eu le-am întâlnit în diverse alte contexte. Și asta mi-a plăcut, că este așa un cororal de tehnici, de metode, e adevărat, expuse destul de rapid, destul de succint, dar oricine este interesat să afle mai mult, cu siguranță este un ghid extrem de concret, extrem de practic, care îți poate ghida pașii către câteva soluții pe care să le ai atunci când ești într-o situație de stres. Ce mi-a plăcut aici, că prima strategie, de exemplu, vorbește despre conștientizarea stresorilor. Ce înseamnă asta? De exemplu, unde greșesc oamenii? Spun, domne, mă stresează jobul. Când spui mă stresează jobul, e o chestie foarte generală. Pentru că nu te stresează tot jobul. Și atunci ar trebui să stai, să identifici în mod clar ce anume te stresează acolo. Poate te stresează drumul până acolo. Poate te stresează locul, ambientul. Atmosfera, vreun coleg, cine atmosfera, știe. Atmosfera, un coleg, șeful. Când spui că mă stresează șeful, ce anume de la șef te stresează? Adică ideea este să identificăm cât mai punctual ce anume este stresant, pentru că ca să poți să ai o intervenție, ca să poți să faci ceva, să-ți reduci stresul, este bine să-l identifici întâi. Deci, prima strategie care apare și în carte este primul pas, cumva, identificarea cât mai punctuală a agentului stresor. Să ieșim din această supra-generalizare, să spunem, domne, România mă stresează, șeful mă stresează. Ok, nu, concret, ce anume din comportamentul șefului, pentru că poate nu te stresează șeful 8 ore pe zi. Poate te stresează doar atunci când țipă la tine, dar el țipă la tine, cât țipă la tine? De 3 ori pe zi, nu știu. Ok, deci de 3 ori pe zi, nu generalizăm, încercăm să găsim cât mai punctual agentul stresor, ca să putem să identificăm și o soluție. Și în momentul când identifici foarte corect și clar agentul stresor, atunci poți să te gândești la niște strategii. Uneori vor fi strategii care să reducă agentul stresor, uneori va trebui să avem strategii în care să ne mărim toleranța față de agentul stresor, pentru că uneori nu se poate reduce agentul stresor. Și atunci trebuie să-mi cresc eu capacitatea de a tolera, să-mi cresc eu propria capacitate de reziliență, în așa fel încât, deși se menține agentul stresor, el nu mai produce în mine reacție de stres. Hai să facem o legătură, așa o văd eu cel puțin, între stres și emoții. Da. Pentru că de cele mai multe ori în anumite situații stresante avem cam același gen de manifestări pe care le avem atunci când resimțim niște emoții negative, să le spunem, deși nu îmi vine să le împart în pozitive și negative, emoții negative legate tot așa de o anumită situație, da? Simțim că inima ne bate în gât, da? Avem mâinile transpirate, umede, ne tremură picioarele, respirația devine foarte precipitată, sacadată. Sunt tot felul de, hai să le spunem, forme de manifestare, simptome ale corpului în fața stresului, în fața acțiunilor stresante, precum și în fața unor emoții. Și m-aș duce așa ușor în zona aceasta de psihosomatică. Uh-huh. Noi am mai discutat, dar mi se pare foarte important pentru foarte multă lume faptul că, uite, anumite organe sunt afectate de aceste emoții și de stres. De stările, și putem face și legătura cu stările de anxietate. Anxietate, neliniște, emoții, stres. Și faptul că anumite organe sunt mai predispuse la încasa, să spunem așa. Da, trebuie să înțelegem că fiecare emoție este un cocktail hormonal. Exact. Da? În care sunt cumva aceiași hormoni, dar sunt în grade diferite prezenți. Da? Și atunci noi recunoaștem, de fapt, emoțiile la nivel corporal în funcție de aceste grade diferite de hormoni. Ei bine,
fiind un cocktail de hormoni, da, unde, nu știu, la anumită emoție cortizolul este mai mare, în altă emoție adrenalina este mai mare, în altă emoție dopamina este mai mare. Ok, da? Deci fiecare emoție are un hormon dominant. În funcție de hormonul dominant, acel hormon este mai prieten cu anumite organe. Sau, hai să luăm invers, sau anumite organe sunt mai sensibile, sunt mai vulnerabile la anumiți hormoni. Așa se face legătura între organ și hormon. Da? Știm foarte bine că adrenalina, de exemplu, influențează ritmul cardiac. Da? Le bate inima foarte tare și de acolo încolo toate celelalte efecte sunt efecte ale creșterii ritmului cardiac. Faptul că, nu știu, am o ușoară stare de amețeală sau că transpir sau alte lucruri. Deci, alea sunt efectele post-hormonale, da? Dar fiecare hormon se mulează pe un organ și acolo produce efectele cele mai vizibile, cele mai vizibile pentru noi, pentru că efectele sunt evident și oricum atunci când un organ este afectat, noi trăim într-un sistem, nu există doar ficatul afectat. El întotdeauna va afecta tot sistemul, mai mult sau mai puțin, un întreg circuit, pentru că toate organele sunt legate între ele și atunci nu poți să spui că afectezi un singur organ. În principiu, sesizăm organul mai afectat, organul care începe deja să manifeste semnale, să spună, hei, nu e bine, ceva e neregulă aici. Dar cumva noi trebuie să avem conștiința faptului că atunci când este, nu știu, afectat un organ, clar se simt, radiază efectele în tot corpul nostru, pentru că suntem un sistem holistic, da? Și atunci așa se face legătura între anumite zone din corpul nostru, anumiți hormoni și anumite emoții. Evident că dacă eu în mod frecvent, să zicem, am stări anxioase, eu deja îmi creez niște trasee neuronale directe. Adică eu, e ca și cum corpul meu învață calea scurtă. Și atunci, dar cu cât, e ca la antrenament, cu cât te antrenezi mai mult, cu atât corpul învață să facă mișcarea mai repede, mai eficientă și mai performantă. Ok, din păcate reușim să obținem performanțe și făcând asocieri greșite sau făcând asocieri care sunt nesănătoase pentru noi. Și atunci un om care devine expert în anxietate pentru că trăiește momente anxioase, nu știu, de 3 ori pe zi, evident că corpul lui va genera reacția rapid, știe ce trebuie să facă în anxietate, își duce hormonii acolo, declanșează reacția corporală și mergem cu ele mai departe. Din acel moment însă, când eu mi-am automatizat o reacție specifică pentru o anumită emoție, evident că voi deveni vulnerabilă pe acel organ, pentru că eu tot timpul îi transmit cantitatea aia de hormon care pe el îl deranjează și așa apar bolile cronice. Da? Și facem, nu știu, un ulcer cronic. E clar că eu dacă am făcut un ulcer cronic, ar trebui să mă întreb în momentul respectiv care este emoția pe care eu am livrat-o stomacului meu de suficient de multe ori încât, iată, a ajuns să declanșeze un ulcer cronic. Noi spunem acestui mecanism un mecanism de somatizare, adică felul în care emoția ajunge să amprenteze corpul în somă. Somă este corp, da? Deci somatizare este această amprentare corporală a emoțiilor noastre. Ne putem să spunem în funcție de bolile pe care le prezinți, cam ce tipuri de emoții ai trăit des. Dragii noștri, o discuție foarte interesantă. Am vorbit astăzi despre stres, pornind de la această frumoasă recomandare de carte, Stresul, 8 strategii de gestionare, de Elizabeth Ann Scott, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. A fost astăzi alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut. Încheiem această discuție cu mesajul
de a încerca să fim cât mai puțin stresați pentru a duce o viață cât mai sănătoasă, cât mai împlinită și pentru a avea până la urmă un sistem imunitar cât mai echilibrat. Iată, în acest sens vine această campanie pentru noastră, dragi cititori, această campanie Sănătate și Imunitate. Îi mulțumim foarte mult Danielei Dumitrescu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă, cu cât mai puțin stres și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Pe curând!